De mai multe săptămâni, incendiile de vegetație nu mai contenesc. Pompierii mușeleni fac față cu greu flăcărilor, intervenind 24 de ore din 24 în diferite zone pentru a înlătura pericolul. Astăzi, la podul de la Pescăreasa, acolo unde altădată se afla parcul minier, Miriștea și Lăstărișul au fost cuprinse de flăcări. Pompierii s-au luptat mai bine de o oră cu focul, care se extindea de la un minut la altul. Am fost solicitat să intervenim pentru stingerea incendiului de vegetație uscată Lăstăriș și Mărăținiș. La ieșire din câmpul 11 Pitești, în zona pasăre la pod spre Curtea de Argeș. Ne-am deplasat la locul intervenției cu autospecial lucru cu apă și spumă. Sosit la locul intervenției, am constatat că ardea în dezvoltare aproximativ 2500 m pătrați vegetație uscată Lăstăriș și Mărășiniș, cu posibilități de propagare la întreaga suprafață. Am acționat cu apă pentru localizare și lichidare și cu mijloace de primă intervenție, respectiv lopeți, mături pentru lichidarea incendiului. În același timp, alte focare de pe dealurile dinspre Poienari au dat de furcă pompierilor. Proprietarii de terenuri sunt inconștienți atunci când lasă focul nesupravegheat. Dacă până acum pompierii au fost indulgenți din cauza înmulțirii incendiilor de vegetație, aceștia sunt hotărâți să caute vinovatul și să fie pedepsit conform legii.